Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice pentru studenți, lecția 127. Nu există altă iubire decât cea a lui Dumnezeu. Poate crezi că sunt posibile diferite feluri de iubire. Poate crezi că există un fel de iubire pentru ceva și alt fel de iubire pentru altceva. Un mod de a iubi pe unul, un alt mod de a mai iubi și pe altul. Iubirea este una, nu are părți separate și nu are gradații. Nu are forme diferite, nici nivele, nici divergențe și nici deosebiri. Ea este pe de-a întregul asemenea ei însăși. Nu se modifică niciodată în funcție de persoană sau împrejurare. Iubirea este inima lui Dumnezeu și de asemenea a Fiului Său. Semnificația iubirii este obscură pentru oricine crede că iubirea se poate schimba. Acesta nu pricepe că iubirea schimbătoare trebuie să fie imposibilă. Astfel, el crede că uneori poate iubi, iar alteori poate urâ. De asemenea, mai crede că iubirea poate fi dată cuiva anume și poate rămâne ea însăși, cu toate că este refuzată altora. A crede acestea despre iubire înseamnă a nu o înțelege. Dacă iubirea ar face astfel de deosebiri, ar trebui să judece între cel virtuos și cel păcătos, percepându-l pe Fiul lui Dumnezeu în părți separate. Toate minciunile care au ieșit acum la suprafață, vreți să ne desprindem de ele și să ne întoarcem în adevăr? Iubirea nu poate judeca. Fiind ea însăși una, privește totul ca fiind una. Semnificația ei se află în unitate. Este nevoită să se sustragă minții care concepe iubirea ca fiind parțială sau fragmentată. Nu există altă iubire decât cea a lui Dumnezeu, iar tot ce ține de iubire a lui este. Nu există vreun alt principiu care să guverneze acolo unde nu este iubire. Iubirea este o lege fără contrariu. Întregimea ei este puterea care menține totul ca fiind una. Este legătura dintre tată și fiu, care îi ține de-a pururi împreună drept unul și același. Niciun curs al cărui scop este să te învețe să-ți aduci aminte ce anume ești cu adevărat, nu poate omite să sublinieze că nu poate fi nicio diferență între ceea ce ești tu cu adevărat și ceea ce este iubirea. Semnificația iubirii este propria ta semnificație, împărtășită de însuși Dumnezeu. Căci ceea ce ești tu este ceea ce este El. Nu există altă iubire decât iubirea Lui. Iar ceea ce este El este tot ce este. Nimic nu îl limitează, astfel că și tu ești la fel de nelimitat. Nicio lege dintre acelea cărora li se supune lumea nu te poate ajuta să sesizezi semnificația iubirii. Credința lumii a fost făcută pentru a ascunde semnificația iubirii, pentru a o menține obscură și secretă. Nu există un singur principiu din cele susținute de lume care să nu violeze adevărul a ceea ce este iubirea și de asemenea a ceea ce ești tu. Nu căuta să-ți găsești sinele în cuprinsul lumii. Iubirea nu poate fi găsită în întuneric și moarte, ea este însă perfect evidentă pentru ochii care văd și pentru urechile care aud vocea iubirii. Astăzi exersăm descătușarea minții tale de toate legile cărora crezi că trebuie să li te supui, de toate limitele sub stăpânirea cărora trăiești și de toate schimbările care crezi că fac parte din destinul omenesc. Astăzi facem pasul cel mai mare pe care îl pretinde acest curs în avansarea către țelul pe care l-a stabilit. Dacă vei capta astăzi o cât de mică sclipire a semnificației iubirii, înseamnă că ai înaintat către propria-ți izbăvire pe o distanță fără de măsură și într-un timp dincolo de numărul anilor. Împreună să dăruim, deci astăzi, cu bucurie câtva timp lui Dumnezeu, și să înțelegem că nu există o folosință a timpului mai bună ca aceasta. Astăzi, de două ori, pentru câte 15 minute, scapă de orice lege în care crezi acum. Deschide-ți mintea într-o odihnă.
evadarea din lumea care parcă te ține captiv îi poate reuși oricui, nu mai pune preț pe ea. Retrage-i orice valoare pe care ai investit-o în ofertele meschine și darurile lipsite de sens și îngăduie ca darul lui Dumnezeu să le înlocuiască pe toate. Cheamă-l pe tatăl tău cu certitudinea că îți va răspunde. El însuși a promis-o și tot el însuși va pune o scânteie de adevăr în mintea ta, chiar acolo unde renunți la o credință falsă, la o sumbră iluzie a propriei tale realități și la ceea ce crezi că înseamnă iubirea. Ea va răzbate astăzi ca lumina sa printre gândurile tale deșarte și te va ajuta să înțelegi adevărul iubirii. Va zăbovi cu tine în blândețea-i plină de iubire, în timp ce vei îngădui vocii sale să-ți învețe mintea curată și deschisă despre semnificația iubirii și îți va binecuvânta lecția cu iubirea sa. Astăzi, legiunea anilor viitori de așteptare pentru mântuire dispare dinaintea atemporalității lucrurilor pe care le înveți. Să aducem astăzi mulțumiri că suntem scutiți de un viitor asemenea trecutului. Lăsăm trecutul în urma noastră pentru a nu ne mai aminti niciodată de el și ne înălțăm ochii asupra unui alt prezent unde mijește un viitor ce se deosebește de trecut în toate privințele. Lumea nou născută se află în pruncie. O vom urmări cum crește sănătoasă și puternică, pentru a-și revărsa binecuvântarea asupra tuturor acelora care vin să învețe acum cum să dea înlături lumea despre care credem că a fost făcută din ură, spre a fi vrăjmașul iubirii. Acum, ei sunt cu toții frații noștri întru iubirea lui Dumnezeu. Nu vom aduce aminte, ne vom aduce aminte de ei de-a lungul zilei, întrucât nu putem lăsa o parte din noi să fie în afara iubirii noastre, dacă vrem să ne cunoaștem sinele. Cel puțin de 3 ori de-a lungul unei ore, gândește-te la acel unul care te însoțește în această călătorie și care a venit să învețe ceea ce tu trebuie să înveți. De îndată ce îți vine în minte, comunică-i acest mesaj din partea sinelui tău. Te binecuvântez, frate, cu iubirea lui Dumnezeu, pe care vreau să o împărtășesc cu tine, căci vreau să învăț lecția plină de bucurie, cum că nu există altă iubire decât cea a lui Dumnezeu și a ta și a mea și a fiecăruia. În încheierea lecturii acestei lecții, vă rog să ne desprindem de minciunile care vin la suprafață, de implanturile mincinoase din noi, din colectiv, din toate punctele de timp. Și să ne întoarcem în adevăr. Mulțumesc, pe data viitoare!